Bună seara! Avem ora 9:30 seara. E 10 decembrie azi, ziua internațională a drepturilor omului. Cu 71 de ani în urmă a fost semnată Declarația Universală a Drepturilor Omului, după care a urmat fondarea Uniunii Europene, Declarația sau Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ei bine, pe ambele și Republica Moldova și România le-a semnat și ratificat. Ambele sunt valabile pe ambele maluri de Prut. Eu, iată, născut dincolo de Prut, în Republica Moldova, am de vreo 25 de ani cetățenie dublă, deci și cetățenia românească, iar de vreo 3 ani am revenit în România cu traiu. Aici făcusem facultatea, la Iași făcusem masteratul. Acum sunt la București, în drumul taberei și fac activism de drepturile omului, cu ceea ce mă îndresc și sper să fie destul de eficient. Am promis că de ziua drepturilor omului îi voi face României o dedicație și un cadou special. Voi formula și voi expedia spre Strasburg o plângere pe adresa Curții Europene a Drepturilor Omului. Și iată, acum, în seara asta, în acest live, vreau să vă prezint nu tot, nu întreg acest teanc de documente pe care l-am colectat în 2 ani jumătate de la incidentul de la Bragadiru. Iată, în fața primăriei am și protestat. Cred că anul trecut de Ziua Drepturilor Omului, ca să le amintesc și lor că sunt obligați să respecte drepturile omului, chiar dacă li se pare că este un oraș mic, nu se răsfrâng toate legile la noi. Ei bine, se răsfrâng. O să vă povestesc despre incidentele care s-au întâmplat la Bragadiru pe 9 octombrie 2017, primul, când am aflat de orașul ăsta, când am fost prima dată în Bragadiru. Nici nu știam de existența lui, sau poate dacă am auzit, nu mi-am formulat, nu mi-am pus problema pe unde se află și cu ce se mănâncă. Și al doilea incident din 17 octombrie același an, 2017, incidente pentru care am fost amendat, pentru care am formulat și plângeri penale la parchet. Iar parchetul Cornetu și instituțiile judecătorești, magistrații care au examinat plângerile mele, fie m-au făcut să aștept prea mult, fie m-au trimis la plimbare, și asta consider că e bătaie de joc și încălcare a drepturilor mele. În primul rând, dreptul la libertate, că nu mă puteam duce acolo unde am vrut eu, unde aveam voie prin lege să intru sau să mă aflu. În biroul viceprimarului, în primul incident, în sala de ședință a Consiliului Orășenesc, în al doilea episod. După aceea, dreptul la justiție, am scris plângere despre niște abuzuri la parchet și parchetul nici până azi nu mi-a trimis o ordonanță a procurorului șef care să fie examinat ordonanța uneia dintre procuroare care m-a trimis, ziceam, la plimbare. Și am acum și o să ajung la acel document și o să vă dau numele tuturor celor pe care îi consider vinovați și pentru care sper, într-un an, doi, trei, când o să vină rândul acestei plângeri să fie examinată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, România va fi găsită vinovată și va trebui să plătească, să umble la buzunar, la bugetul public. Probabil întâi o să vă arăt un video de la primul incident ca să înțelegeți despre ce este vorba. Începusem cu această filă, iată-o, dar nu despre acest video era vorba, ci inițial, când am mers cu o colegă de la mișcarea, ONG-ul, inițiativa prelungirea Ghencea, care aveau de gând să facă un protest taman de ziua mea, în octombrie, peste 2 săptămâni, au anunțat primărie că vor să facă acest protest și primărie, nu știu de ce, a adunat polițiștii, securiști, cum îi numesc pe ăștia, jandarmi, ăsta e viceprimarul,
și au decis că nu li se permite să protesteze. Chiar ne-au chemat în birou acolo și să ne citească această rezoluție. Jumătate de oră am așteptat afară. Ei ne chemaseră la ședința acestei comisii, dar n-am asistat la ședință, nu ne-au permis să asistăm la ședință. Au discutat ei secret și au decis, iată asta, să ne interzică protestul. Cu numărul 3693-9691 din 5-10-2017, prin care solicită avizul pentru desfășurarea... Sper și presupun că se aude. ...organizare locuitorii zonei față de interzierea lucrărilor... Până când a observat că filmez. ...am început București, fac cunoscut și de către dumneavoastră. Vă mulțumesc, da? Bună reacție, vă mulțumesc și trebuia să-și continue lectura. El n-a continuat lectura, bun, iată, dar arestați mâna sau polițiștilor, a jandarmilor, bine, dar m-au scos afară. E dreptul noastră. E un drept. Și eu m-am prezentat, Oleg Brega. Să ne dați, să ne prezentăm. Nu, așa, domn primar, vă faceți de râs, îmi încălcați drepturi fundamentale. Bravo. Oleg Brega, născut am înțeles. Numele dumneavoastră, Oleg și mai... Ședința mai de interes public. Pentru ce mă legi, mai? Dar nu m-au public. Acolo nu acolo. Toată lumea vine acolo înăuntru. Toată lumea... Nu opresc. Mă dați afară sau chemați. Ulterior, prin poștă. Și amenda am contestat-o la data de 3 noiembrie, deci probabil că la sfârșit de octombrie abia am primit-o. Am contestat-o cum știu eu să contest, așa, nejurist fiind, dar având totuși experiență de contestare. Cel care a semnat procesul verbal se numește Ispas Tiberiu, unul dintre polițiștii ăștia care m-au scos, probabil. Ispas Tiberiu, am cerut să fie constatat ca nul și ilegal procesul verbal întocmit pe 9 octombrie. Este primul document cu care mă adresez la CEDO și iată ce a decis instanța de judecată abia peste un an. A examinat judecătoria Cornetu, pentru că așa e un alt orășel după Bragadiru. Fapta s-a întâmplat la Bragadiru, dar se ocupă de asta și judecătoria și parchetul Cornetu. În persoana președintei Andreea Leontina Carali, împreună cu grefiera Cristina Bica, care pe data de 20 iunie anul trecut, 2018, deci la cât? La 9 luni distanță, a decis că se respinge plângerea contravențională formulată de Brega. Deci să știți că și acel polițist care m-a amendat fără temei, și această Andreea Leontina Carali cu grefiera ei, ar trebui să fie considerate vinovate că au păstrat amenda. Culmea și problemă mare și asta, am contestat la tribunal decizia instanței, care mi-a fost redactat încă într-o jumătate de an. Deci, probabil pe la sfârșitul anului trecut am primit decizia asta și am contestat-o la tribunal, iar tribunalul a examinat-o și el vreo 9 luni. S-a pronunțat tribunalul pe, se pare, 17 iulie anul ăsta și nici azi nu mi-a trimis decizia motivată. Pe site apare că mi-a respins. Iată, Delia era cu mine, reprezentanta grupului celuia. Și să vezi pentru ce m-au amendat. M-au amendat că aș fi pătruns fără voie într-o instituție publică. Da? În baza legii 61 din 91, a miroasea Ceaușescu și Iliescu, și care spune următoarele. Unde se crede chestia asta? Că am pătruns ilegal. Articolul 13 din legea 91. Pătrunderea cu încălcarea normelor legale de acces în sediile autorităților publice centrale și locale a instituțiilor publice. Cum pătrunderea ilegală? Dacă ei m-au chemat, ne-am prezentat toți la început, ăsta a început să citească documentul, după cum vedeți și auziți, a reacționat doar când îl filmam, nu când m-a văzut acolo. Dar voi ce căutați aici, că ați fi pătruns ilegal? A reacționat când îl filmam. Deci e clar, nu-i așa, că mi-a încălcat și dreptul la libertate, că nu m-au lăsat să rămân în sala asta, articolul 5 din Convenție, și dreptul la exprimare, articolul 10 din Convenție, pentru că nu m-au lăsat să mă informez din prima sursă, să văd cum spune acest funcționar, cine o fi fost el, secretarul primăriei, ceva vreo funcție, cred că s-a prezentat el la început, dar eu nu mai țin minte.
Oricum, m-au scos ăștia pe sus. Ăsta e primul incident pentru care instanțele mi-au respins contestația. Deci rămân amendat cu 500 de lei. Poate că deja am și plătit acea amendă sau poate că încă rămân cu datorii față de... Unde mă poftiți? Afară! Dar peste 10 zile, după 9, cât? Pe data de 17, după o săptămână, am mers din nou la Bragadiru, că m-a chemat o consilieră, un consilier de acolo, și care are loc o ședință scandaloasă, neanunțată din timp și tot așa. O ședință de Consiliu Orășănesc Bragadiru. Am vrut să intru, întreb unde-i sala, nu e acolo sala. Păi da, spuneți unde-i sala. Am urcat eu la etaj, de fapt sala era jos, dar nu știam. Dacă ei nu-mi spuneau, eu încercam să urc. Că dacă nu v-ați înscris, ia ascultați-i. Vreau să intru la ședința de Consiliu. Nu intrați că vreți dumneavoastră așa. Chem poliția. Chemați poliția. O să aveți probleme, că mi-a încălcat un drept fundamental. Vă dă și amendă, da? Pătrunderea fără drept, niște funcții neamnice. Poftiți, vă rog. Unde e ședința de Consiliu? Poftiți. Zice pătrunderea fără drept în instituțiile publice, dar asta e amenda pe care mi-au aplicat-o pe data de 9 octombrie. De data asta au găsit alt pretext să mă amendeze. De data asta m-au amendat pe tot legea aceea 91, nu, legea 61 din 91, am scris greșit în contestația mea, n-am fost atent. Dar au invocat punctul 25, ci că tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, ori prin strigăte sau larmă, prin descrierea de mai sus, din descrierea de mai sus și din imaginile video, se poate demonstra... asta e deja explicația mea. Se poate demonstra că n-am avut intenția să tulbur liniștea, ci am vrut să mă exprim. Și am sunat chiar eu la poliție. Iată, vine polițistul cu jandarmul. Ascultați dialogul cu ei. Bună. La poliția Bragadiru, mă din ce faci un stampan. Vreau să intru la ședința de Consiliu. Omule, mi se încalc un drept fundamental. Vreau să intru la ședința publică de Consiliu Local Bragadiru. Se înregistrează, e un drept fundamental, articolul 30 din Constituție. Constituția României. Nu vă dau niciun buletin, m-a ajutat să intru în ședința de Consiliu sau nu? Nu intrați voi să filmați. Ba da. E un drept fundamental, constituțional. Deci nu m-a ajutat să intru în ședință de Consiliu. Deci nu m-a ajutat să intru, vă rog să vă prezentați. Nu comunic cu dumneavoastră dacă nu-mi prezentați o legitimație. Nu-mi prezentați o legitimație, o să strig în gura mare că mi se încalcă drepturile. Vreau la ședință de Consiliu. Mi se încalcă drepturile fundamentale. E obligat să vă încătușăm în situația asta. E problema dumneavoastră, să răspundeți pentru abuz. Când mi-a fost clar că și polițistul, și jandarmul, și paznicii cei civili mi încalcă drepturile, am fost nevoit să strig ca să mă audă eventual primarul, viceprimarul, să mă audă consilierii care aveau poate interes, nevoie să fie transparență în ședința aceea. Să reacționeze și să intervină, să vină să mă apere. N-a venit nimeni să mă apere și n-am mai putut să asist la acea ședință. Polițistul ăsta și cu jandarmul m-au împins după box unde e secția de poliție, m-au ținut acolo o jumătate de oră și chiar unul dintre ei m-a agresat. Înțeleg că acolo pe loc mi-a întocmit procesul verbal, mă punea să semnez, dar i-am întrebat care e ilegalitatea pe care am comis-o, pentru ce mă amendează și nu mi-a spus. Și de asta am refuzat să semnez, mai ales că am cerut, dați-mi și asistență juridică, un avocat să-mi explice ce se întâmplă acolo, dacă voi nu sunteți capabili să explicați. Asta e aceeași filmare, făceam cu două aparate, aveam și un telefon și o cameră video, numai că iată a intrat reclama și nu o arătăm. Culmea, după ce mi-au dat drumul, după jumătate de oră, vin din nou în fața primăriei ca să intru la ședință și de data asta m-au șfăcat doi polițiști locali. Nu mai știu care sunt imaginile cele, cine sunt cei doi polițiști locali, dar aici cred că apare unul dintre ei, care m-au târât pe sus, pe jos, de la primărie, peste drum, peste pasajul pietonal, la Casa de Cultură Mihai Eminescu din Bragadiru, unde are sediul
locală poliția Bragadir, locală după ce m-au cărat încoace pe sus. Și a asistat la sechestrarea mea, chiar șeful poliției locale, iată unul dintre ei care m-au cărat, polițiști locali, subordonați primarului. Se pare că primarul e penelist, dar e unul dintre cei corupți pe care l-a luat poliția în flagrant de la serviciu și locul lui l-a luat un viceprimar. Nu știu de ce culoare e viceprimar, dar ăștia doi să vedem dacă m-au tărât pe sus. Polițistul care m-a amendat a fost Stanca Victor. Am contestat pe data de 6 decembrie amenda aplicată de el, tot 500 de lei. Pentru că mi-a fost comunicată doar prin poștă în gura mare, la ușa și n-am fost de acord cu ea. Un cetățean a venit să asiste la ședință. Am stat, ziceam, încă jumătate de oră sechestrat în anticamera șefului poliției. Dar unde e să apară chiar el? Apărea undeva chiar șeful poliției. Să vină să vadă ce se întâmplă, nu dacă auzi în gura mare. Șeful poliției locale, în haine civile, ceilalți polițiști se subordonau lui. Nu mi-au dat niciun avocat. Și mi-a zis, băi, ai grijă că ăștia mă sechestrează, mi-a încalcă drepturile. Și el mi-a zis, hai, poți să pleci, că s-a terminat ședința. După ce a lipsit o vreme și i-a lăsat pe subalternul lui să mă țină închis aici, încolo, în anticamera biroului lui. M-am dus, mi-au spus aceia că da, s-a terminat ședința. Poate a fost o stratagemă a lor să scape de mine, poate chiar se terminase ședința, n-am avut de unde să știu, dar după o oră deja nu mai avea rost să rămân acolo. Era clar că își bat joc de drepturile omului. O parte dintre aceste abuzuri le-am înregistrat pe cameră, o parte, ziceam, chiar le-am transmis în direct cât am văzut. Și uite, destul de popular clipuri în România. 622. Mai încerc o dată să ies să văd dacă am dreptul. 20.000 de accesări. Nu, deja de 10 minute s-a chestrat la poliția locală. Pe când registrările au fost mai vai de capul vostru, degeaba mai populare. În vestul capitalei dacă comportamentul e de est sălbate. Cam așa se întâmplă în Federația Rusă. Am contestat. S-a ocupat de acest caz tot judecătoria Cornetu și pe data de 25 mai tot anul trecut, deci la mai mult de jumătate de an, judecătoarea Andreea Roxana Mihai cu grefiera Mirela Adina Cristache m-au trimis la plimbare și mi-au zis că respin ca neîntemeiat plângerea contravențională formulată de către prezentul Grădea Olegi. Nu mai stau să invoc argumentele lor. Am atacat cu apel sau cu recurs la tribunalul Ilfov, care are sediu la poliție locale. Polițaiul șef în civil nici măcar nu și-a prezentat Buftea, tot în județul Ilfov. Ia uitați, m-au și zgârit, m-au tărit pe jos, nu degeaba m-am plâns și la parchet, da? Să terminăm cu latura civilă și după aceea trecem la cea penală. Iată tribunalul Ilfov pe 4 octombrie 2019, deci recent, câteva zile, câteva luni în urmă, a decis se respinge apelul formulat de Brega. Judecătoare a fost Justina Jora Boierosu, președinte de ședință, acolo erau două judecătoare și o grefieră, Claudia Gherbovan Silinescu. Dacă vreți, țineți minte, dacă nu, notați-vă aceste nume de judecătoare care habar n-au de drepturile omului, de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Grefieră Maria Magdalena Asmarande, până acum numai femei mi-au examinat plângerile, iar amenzile mi-au fost aplicate de către bărbați, judecători, judecători. Polițiști, deja de sau iată, a participat la reținerea mea și un poliția locală Bragadir. A rămas omul ăsta la margine, Stemicos fie un jandarm, un care o să răspundă pentru faptele celor mari. El a rămas în primul și într-al doilea incident au asistat jandarmii. Deci, pentru astfel de fapte, pentru aceste fapte, și cu ocazia asta s-a gândit că pe 10 decembrie am protestat în fața primăriei Bragadiru. Am anunțat din timp cu e-mail acțiunea mea. Tot un e-mail am primit și la jandarmi și era o dubiță cu jandarmi care a stat și a vegheat buna desfășurare a întrunirii și s-a desfășurat în mod pașnic. O vreme chiar a ținut și megafonul pe care am primit un pomană de la cineva și mulțumesc, dar n-a ținut foarte mult, trebuie reparat acel megafon, nu are contactele bune. Iar libertate de exprimare înseamnă
Și pe data de 9 noiembrie am făcut plângere penală, pe care am trimis-o prin poștă pentru că m-am dus la parchet și mi-au zis de cine. M-am dus întâi la parchetul general, aceea zis, prima a, nu, nu ține competența noastră, du-te acolo. Am căutat pe internet de competența cui ține Bravăgheru și am ajuns la cornetul, iar la cornetul meu zis, nu, nu avem carcerare, trebuie să vii cu plângerea mea. Două zile pe săptămână, câte 2 ore în fiecare zi. Deci 4 ore pe săptămână parchetul îți primește plângele, ca să vedeți cât de bătaie de joc e în sistemul judecătoresc, în sistemul de drept românesc. Pe lângă faptul că ai de plătit taxe judiciare și am plătit 20 de lei pentru plângerea inițială, contravențională și după aceea încă 20 de lei pentru recurs, pentru tribunal, și după aceea mai plăteam câte un leu de câte ori îmi trebuia un document, un extras de grefă ca să-l prezint la ANAF sau la fisc, care îmi venea, hai, trebuie să execuți amenzele, hai bă, pe un mă mai jude. Acum trebuie deja să executorii deciziile, dar atunci încă nu erau și am zis să aștepte și pentru asta îmi trebuia un certificat de grefă cu un leu, pe care leu trebuia să duci să-l plătești la ANAF, să-ți dea certificat că ai plătit leu celălalt, după aceea cu acel certificat te duci să faci o cerere la instanța de judecată, după aceea să vii peste o zi sau două, ca ei să-ți dea certificatul de grefă pe care să-l prezinți la ANAF, ca să vedeți cât de tare își bate joc birocrația românească de om și de drepturile omului, da? Vorbim despre asta azi, pe data de 10 decembrie. Pe 11 noiembrie anul trecut, anță 2017, am scris plângere la parchetul Cornetu. Iată, inițial scria parchetul general, după aceea șterg și am scris parchetul Cornetu, pentru că m-am lămurit că ei trebuie să se ocupe de asta. Ei bine, atât de tare s-au ocupat, încât în ianuarie chiar m-a chemat un polițist de la fabrica de glucoză, să nu știu cum numește strada, de la poliția judiciară a județului Ilfov. M-a declarat parte vătămată, m-a uniat, i-am dat înregistrările video, zic, aaa, ieri s-a pornit treaba, s-a pornit pe dreapă, pentru că prim procurorul Simion Nicoleta Minodora e șefa. M-a informat pe data de 5 decembrie am trecut că s-a emis ordonanță de clasare a cauzei penale. Eram bucuros că s-a deschis o cauză penală și a decis chestia asta Florina Ion. Așa se numește procurorul care a examinat cazul ăsta, iar polițistul care s-a ocupat de asta și a scris un referat foarte mare despre ce a văzut el în video, despre ce a audiat, pentru că a audiat toți pe care i-a identificat în acel video. Se numește Marian Dogaru, polițistul judiciar care a propus clasarea cauzei penale și trimiterea lui Vega la plimbare. Așa și-a zis. Clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracțiunilor de furtare abuzivă, faptă prevăzută de articolul 296 alineatul 1 și alineatul 2 din codul penal și abuz în serviciu, faptă prevăzută de articolul 297 alineatul 1 și 2 din codul penal. Dogaru Marian s-a uitat la acele video, a audiat toți implicații, toți vinovații în acel abuz sau în acele abuzuri. Eu nu mai amintesc dacă m-am plâns pe ambele cazuri sau numai pentru una dintre ele. Da, zice că numai pentru fapta din episodul 2, din 17 octombrie. Și Marian Dogaru, ar fi bine să vii citesc, să vă citesc și numele celor care m-au abuzat, pentru că el i-a audiat și aici, în referatul ăsta, apare numele lor și e bine să-i cunoască poporul. Moment fiind observat de către Gheorghe Marian, referent în cadrul primăriei, cel care sare fript, cel care citea decizia, e referent în cadrul primăriei, da? Iată, Iensu ăsta îl cheamă Gheorghe Marian. Referent în cadrul primăriei, ce se afla în holul partidului, care i-a spus să aștepte. Stai că s-ar putea să fie referență ceilalți care m-au scos afară. Oricum, treaba lor. Întrucât nu s-au oprit pe scări, au urcat după aceea. Nu, stai că ăsta e incidentul din 17, în curc. Da, m-am emoționat. Da, ăsta e incidentul din 17. Din 7 nu l-am denunțat la parchet. Da, ce folos, că iată, abuzul cel mai mare s-a întâmplat pe 17 și parchetul tot a zis că nu e nimic ilegal. Uite cum stă zbirul
Și mă păzește să nu ies, dar mă ține sechestrat, privat de libertate. Deci bine, asta m-a ținut jumătate de oră, altă oră m-a ținut privat altul. Dar poliția, parchetul, n-a găsit nimic ilegal în chestia asta și mi se pare grav, scandalos. Și după care subit... Deci Gheorghe Marian era dintre cei care... Constantin Mihai... Că de ce filmez? M-au dus într-o instituție în care pe ușa au scris tot ei că nu că trebuie să fac o cerere ca să particip la ședință. Agentul de pază l-a invitat afară. Și că m-a invitat afară, nu m-au împins, cum am văzut eu. Marinescu, altul dintre ei Marinescu, tot dintre paznicii civili care n-au nici ecuson, care nu se prezintă, care nu știu legi și nu știu norme. Am protestat alea afară, am strigat în gura mare când dezîncalcă drept. 61 cu pătrunderea ilegală. Și m-au somat femeile cele cu... Bine, puteam să mă amendeze și pe articolul cel mai mir chiar cum de nu l-am invocat. Cum de n-au invocat și eu știu, ultragere sau atentat la siguranța statului. Mă mir cum de nu m-au împușcat. Și cum de nu m-au bătut acolo pe loc. Dar s-au anulat. A, zice că eu îi făceam nebun, da? Faptul lor mi se părea chiar smintită. Și mă merg cum de n-au deschis dosar penal pe mine după ce au examinat asta și au văzut din video că îi numesc nebuni. Probabil inadecvat și el pentru... Agentul de pază, Marinescu, cu o tomfă în mâna dreaptă, zicându-i că dacă nu va... Dacă va mai încerca să intre cu forța, va fi obligat să o folosească. Tomfă fiind probabil bulanul, bastonul acela cauciuc cu care m-a amenințat că o să mai folosească. Deci iată, polițistul a văzut chestia asta și nu o consideră pericol, abuz în serviciu, amenințare că o să mă bată un gardian public care nu are dreptul să bată pe nimeni pentru că e un patnic. N-ai decât dreptul să suni la poliție că iată a intrat unul și că încalcă legile, ordine interioare sau nu știu ce. Dar n-ai voie să aplici forța cât timp ești un baznic civil. Se numește... Da, bine, dogarul poliției judiciar, nici el nu înțelege și nu știe chestia asta. Deci ce să mai cer de la polițiști, dacă ce să mai cer de la paznici, dacă dogarul nu știe și nu înțelege. Să facă măcar la facultate. Agentul Stancă Victor s-a prezentat. Asta se poartă epoleți. Plutonierul major Efrim Florin Petrișor i-a cerut să le prezinte un act de identitate. Jandarmul i-a spus că e obligat să-l încătușeze deoarece nu se conformează cerințelor. Da, și care erau cerințele legale? Eu i-am chemat să-mi apere drepturile. Care era cerința lor? Prezintă buletinul și ieși afară? Păi de ce dacă voi ați fost chemat să mă ajutați pe mine? Cerința voastră legală pentru... Cu ce era justificat? Și am început să strig din cauza lor, din cauza abuzului lor. Probabil și consilierii locali, dacă am strigat în gura mare la ușa lor. Jandarmul i-a consemnat datele acestuia pe un carnețel care i-a cerut și după care l-a cerut să-l însuțească la secție. Că ești de la PSD, că ești de la ALDE sau de la PNL, că ești de pe la... Agentul Predeanu Radu, inspector de serviciu. Probabil e cel care a sărit să mă gâtuie să-mi rupe camera. E undeva o înregistrare video în care se vede cum Predeanul ăsta vine peste mine. Dacă nu-l încurc cu altul, e posibil, încerc cumva să deduc. Dar e bine să se știe numele tuturor celor implicați care m-au acuzat pe 17 octombrie 2017. Scena a continuat la dispecieratul poliției Bragadiru, când agentul Predeanu îi ținea mâna pe telefon pentru că acesta să nu mai filmeze. Da, el așa explică, dar el a venit și îmi smulgea telefonul de mână și eu strigam în gura mare că mă omoară, pentru că dacă îmi distrugea camera sau mi-a luat camera și nu mai puteam să filmez, ei puteau să-mi facă orice, fără marturi, nu? Eu de asta filmam, ca să am probă, ca să am dovadă că nu mi se încalcă drepturile. Ei spuneau că n-ai voie să intri în secție de poliție. Nu intru, zic, rămân afară. Lămuriți-mă ce vreți, mă lămuriți aici. Voi m-ați adus în secție. Eu n-aveam nevoie să intru în secție de poliție. Aveam nevoie să intru în sala de ședință, care era în aceeași clădire, în altă intrare. Plus rușine poliției, jandarmilor și hamalelor acestora de la poliția locală. Sunt mai atât de nume de ei, iată, degeaba sunteți în vestul, în baza legii 61.25, agentul de pază Marinescu, Federația Rusă. Mafia din Bragadiru ascunde ceva, mă citează pe mine, polițist. Constantin Mihai. Se întâmplă în țările fundamentaliste asiatice, dar nu așa trebuie să se întâmple. Cine mai fi și Constantin Mihai? European. Ați stat ca gâsca în apă 10 ani în Europa
și nu v-ați impregnat tot unul dintre ei. Nefiind mirat de reacția lui Constantin Mihai Brega, Oleg a început să râdă ironic, dându-se în spate, fără manifestat temere legate de... Se pare că nu v-a folosit la nimic. Apropiindu-se de Brega și părând că îl împinge de pe scări. Da, unul dintre cei care a ieșit din primărie s-a făcut că mă împinge de pe scări. Putea să mă împiedic să-mi spar capul, să mor acolo sub ochii lor și avea să zic că eu-s vinovat că m-am aruncat cu capul de pereți, nu? Iată, unul dintre ei, Constantin Mihai, nici pe asta nu l-a găsit. Se vede că se face că îl împinge de pe scări. Dacă la asta trebuie să folosească apar în cadrul cei doi polițiști din poliția locală. Brega strigă, este omorât. Poliția locală răpește oameni de pe stradă. Cei doi polițiști locali l-au condus pe acesta peste drum la poliția locală. Cum m-au condus? Că m-au târât, nu m-au condus. M-au luat cu forță, fără niciun temei, fără ca să le estimeze, fără ca să justifice intervenția. Și iată, pe unul dintre ei îl cheamă Zaharia Mihai, din poliția locală, că văd că îi pomenește numele. Și altui, Ciotea Cristian, martorul Ciotea Cristian. Acțiunile ilegale, să fie măcar amendați. Niciunul dintre cei reclamați nu a declarat faptul că l-au agresat fizic sau verbal. Dar nici nu e necesar, uitați-vă pe video și nu aveți nevoie de mărturie, de sinceritatea lor. E evident că nu o să recunoască sau o să considere faptele lor că sunt legale. Ținând cont de situația, de fapt rezultă din certificat că nu se poate reține săvârșirea infracțiunilor reportate abuzive sau de abuz de serviciu. Ziceam, a spus dogarul Marian, subcomisar de poliție, organ de cercetare penală al poliției judiciare, halal și rușine. Am contestat ordonanța. M-a ajutat avocatul Dumitru Păpuș pro bono, adică gratuit fără bani, și am contestat la procurorul. Întâi am făcut o grămadă de demersuri și am primit, iată, teancul, o copie care a dosarului celui penal. Am plătit o grămadă de bani ca să îmi fac o copie, vreo 35 de lei românești, înseamnă mai mult de 100 de lei moldovenești din politice, dacă nu mai mult, ca să-mi facă copie de pe acel dosar penal. Și am contestat și ordonanța aceea care v-am citit-o adineauri și nici până azi nu am un răspuns de la procurora șefă, atunci era, eu știu, Simeon Nicoleta Minodora. Cine știe cine e șef acum? Păi, mai schimbă și la ei. Nu mi-a dat niciun răspuns. Din contra, când m-am dus să obțin documentele astea, m-a agresat jandarmul chiar la poarta parchetului. Aveți deja alt incident, o altă plângere penală. Nu, amendă n-a mai fost de dat. Asta, dar încă se ocupă poliția, parchetul, se ocupă de plângere mea penală pe acel jandarm deja de la poarta parchetului. Și dacă am văzut că nu vine și nu vine răspunsul, m-a ajutat tot avocatul Păpușă și am făcut o plângere penală la judecătoria Cornetu împotriva lipsei de ordonanță a procurorei, care, cumva am înțeles din lege, că era obligată să-mi răspundă într-o lună, dar ea n-a răspuns nici în 3 luni, când m-am plâns eu. Am plâns astă vară, când am obținut ordonanța asta. Cumpărați acum cadourile de Crăciun de la branduri precum Giorgio Armani, Yves Saint Laurent. Și nici azi nu am un răspuns de la procuror. Dar în instanța de judecată, plângerea mea penală a fost înregistrată și imediat mi s-a stabilit ședință de judecată pentru 26 februarie 2020. Deci, vă dați seama, fapta s-a întâmplat în 17 octombrie, dacă nu urmăm în considerație și incidentul din 9 octombrie. La intrare, vă registrez și după aceea urcați. Parchetul n-a făcut nimic până acum, ce? N-am arătat video până acum la invocat? Ați făcut cerere să participați? Nu, poftiți, vă rog. Unde mă poftiți? Afară. Nu, afară, vreau să intru la ședința de poziție. Chem poliția. Chemați poliția. O să aveți probleme, că ne încălcați un drept fundamental. Vă dă și amendă, da? Parchetul nici acum nu are o soluție definitivă. Instanța de judecată și-a stabilit unde se întrunește? Și încă nu se știe dacă va examina la primul termen, dacă nu va stabili ședințe următoare de luni, săptămâni. Și iată de ce mă văd nevoit, chiar dacă nu am toate actele definitive, pentru că procesul încă se întinde după atâția ani, mă văd nevoit să mă adresez la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva României, care are astfel de funcționari la primărie, are astfel de polițiști și jandarmi, are astfel de procurori și de judecători, magistrați, la judecătorie Cornetu și la tribunalul Ilfov de la Moscova. Și asta înseamnă că încalcă drepturi, v-am zis,
inclusiv pomenesc și dreptul la întrunire, la meeting, la protest, pentru că aici o să sun. De acest caz poliție. Am fost amendat pentru că am făcut zgomot, larmă. Dar asta e definiția exactă a protestului. Când ieși în stradă și vrei să-ți exprimi o nemulțumire, faci zgomot, larmă, ca să te vadă oamenii, să te audă oamenii. Pentru că nu e așa, vrei să schimbi situația, vrei să se repare dreptul călcat. L-am pregătit acum, am încercat să intrați cu forța. Dar România cu legea din 91, înaintea aderării la Uniunea Europeană, înaintea aderării la Consiliul Europei și ratificarea Convenției Europene, chiar dacă afișează drapelul european peste tot în instituții, cu nesimțire încalcă drepturile omului. O să mai pornesc un browser, sper să nu funcționeze tare. Nici n-a reușit să ajungă în sala de ședințe. Aplicație cu care lucrez acum. Brega, Oleg Brega. Ba da, a urcat. Nu știu, primărie Bragadiru, nu știu ce adresă e aici. Șoseaua Alexandria, nu știu numărul. De la cine să mă interesează? De la ăștia care m-au dat afară și mi-au încălcat drepturile? Și ăștia de la 112 îmi cerea? Îmi cerea să le dau adresa primăriei din Bragadiru. De parcă... Toată lumea o știe pe de rost, sau dacă ești agresat acolo, vrea cineva să ți-o spună. 94 249, doamnă. Șoseaua Alexandria 249. O să intru acum pe Facebook să văd dacă sunt comentarii, întrebări. Dacă nu, iată, am explicat de ce mă plâng la Strasburg și de ce anume azi de Ziua Drepturilor Omului. Am vrut să explic această plângere, acest dosar. Vă îndemn și pe voi să faceți la fel, singuri din capul vostru, dacă vă pricepeți câte ceva la, da, m-au auzit? La legi, la drepturi. Citiți Convenția Europeană a Drepturilor Omului, nu e foarte mare, are 15-20 de articole, cele mai importante. Protocoalele și altele mai sunt pe acolo, nu e musai să le citiți. Eu vorbesc, m-au auzit? Trebuie să consumați toate instanțele interne, după care vă puteți adresa la CEDO, dar nu mai târziu de 6 luni după ultima decizie de instanță internă, care decizie trebuie să fie definitivă, irevocabilă. Altfel nu ai voie să te adresezi la CEDO până nu ai consumat remediile interne. Dacă nu există situații urgente, dacă nu cumva există cadrul legal potrivnic și nu-ți permite să contești vreo faptă. Se întâmplă și astfel de cazuri și atunci vă puteți adresa la CEDO și fără acest termen de 6 luni. Deocamdată văd doar salutări și încurajări. Mulțumesc și pentru asta, dar nu le citesc totuși. Citesc doar dacă sunt comentarii mai complexe sau întrebări. Alex ne mulțumește pentru colaboratorii Borodache și Bovei. Mulțumesc. Sunt, probabil se referă la colaboratorii de la Curaj TV. Eu acum vorbesc pe pagina mea de Facebook, iar acest video sper să-l pot înregistra și să-l transmit și pe canalele mele de YouTube. La români nu te bat atât de tare, zice Veronica Rotaru, și nu știu ce are în vedere. Dacă asta nu-i bătaie, dacă asta ce se întâmplă în acest episod, am vrut la ședința de Consiliu, da? Asta e bine. Dacă asta nu-i bătaie, atunci care mai este bătaie? Cât de tare trebuie să te bată? Dacă ăștia te împing la secția de poliție și aici vine și te agresează. Uite, incidentul când vine acela și mă agresează și mi-a stupă camera. Probabil ăsta mi-a și făcut procesul verbal, nu? Cum am zis că se numește cel care mi-a făcut al doilea proces verbal? Nu, asta e plângerea penală. Stanca Victor. Da, nu știu exact dacă e tamam cel care m-a agresat, nu mai țin minte. E de obligația procurorilor să investigheze, da? Cum mă forțează și eu cum strigam. Nu pune mâna pe mine ca să răspund. Am voie, Constituția scrie. În Constituție scrie domn polițist.
O să răspund pentru că ți-ai pierdut cumpătul. Hai cu minte, ești rezist. Incompatibil cu funcția dumitale. Nu ai voie să filmezi ce n-ai bani. Domn înțeleg? Polițist, ți-ai pierdut cumpătul. Domn jandar, vă rog să mă apărați. Da, și eu vă rog acum. Și-a pierdut cumpătul, e capabil să mă omoare acum. El poartă armă? Poartă și asta armă? Bineînțeles de capul meu, sunteți periculoși. M-a ascultat o secundă? Nu vă ascult, vreți să mă omorâți. Săriți că mă omoară! Săriți, mă omoară! O să vă ducem. Mă omoară, săriți! O să vă ducem la ospital. Mă omoară, săriți! O, măcar un martor o să am acum, după ce mi-au existat aparat. Și la psihiatrie. Și n-ar fi fost de mirare, că s-a practicat psihiatrie ca pedeapsă și în România și în Republica Moldova, ca în Uniunea Sovietică sau în Statele Unite ale Americii. Deci, dacă dumneata zici că asta nu e destulă bătaie, atunci mă tem că nu înțelegi ce înseamnă bătaie. Da, e adevărat, în Republica Moldova am fost bătut mai mult, dar acolo am activat, nu 3 ani ca aici, dar 13 sau 23 de ani. Adrian Bacu zice că nu se aude nimic din ce zici. Te mai încerc clipul pe fundal. Da, îmi pare rău că era prea tare clipul pe fundal sau o să trag microfonul mai aproape. Vorbesc 3 de uleg în același timp. Interesant, aici am oprit sunetul. Pe ăsta l-am oprit sunetul. Eventual pot să-l închid și să vă dau ăsta cu protestul. Să mă vedeți și victorios, curajos. Aici e oprit clipul. Deci n-ar trebui să se audă 3 uleg în același timp, decât eu știu dacă e vreo problemă tehnică. Da, am zis să vă arăt clipul cu protestul și vi l-am închis. Acum se vede. Bun, continui să citesc comentarii sau întrebări. De care drept vorbești? Noi avem doar obligații, zice Igor Ala, și nu sunt de acord. Avem drepturi de când ne naștem, chiar și până să ne naștem, cât suntem feți, urâți, că acolo în uter unde suntem noi nu suntem tare frumoși, nici după ce ne naștem nu suntem foarte frumoși, după aceea abia începem să înflorim. Oleg nu se aude clar, îmi zice și vara mea, îmi pare rău. Strașnic, zice tigru siberian, eta každai sam sebe vibirait, imeet bolshe prav ili obyazanostei. Nektorii lovet kaif at zhizni. Eu nu înțeleg ce vorbește tigru siberian, bate câmpii, s-a îmbătat, cred că a îmblat la șip. Polițiștii se cred Dumnezei când poartă uniformă. Cristian Marin de la Ploiești știe ce zice, probabil a văzut și el astfel de cazuri. Polițiștii, eu cred că mai degrabă nu cunosc legile și atunci procedează după cum îi duce capul sau după cum le cere șeful poliției locale, primarul, viceprimarul, șeful jandarmeriei, șeful poliției. Când nu știi legi, procedez cum se spune și deseori procedez ilegal. Sau procedez cu aproximație, așa, cum te taie capul când nu știi legi, ca să acoperi ignoranța ta. Și, da, unii cred că uniforma îți dă putere, îți dă autoritate, ei mai degrabă îți dă responsabilitate, însemnele astea de stat, insigna, uniforma, mașina de serviciu, pentru că ești purtător de simboluri ale statului, pentru că ești plătit din bani publici, pentru că ești în slujba cetățeanului. Da? Deci, polițiștii și jandarmii și paznicii de la primărie trebuie să știe că ei sunt în slujba cetățeanului, nu în slujba șefului lor. Cel mai des șefii vin și pleacă, cel mai des șefii greșesc, pe când cetățenii cel mai des au dreptul, și iată în cazul meu aveam dreptul să protestez, aveam dreptul să fiu în sala de discuții de la viceprimar, în sala de ședințe publice a primăriei, aveam dreptul să mă exprim, iar exprimarea înseamnă și libertatea de a te informa pe orice cale din prima sursă.
Ei n-au înțeles asta, mi-au încălcat drepturile și de asta mă văd nevoit să mă adresez la Strasburg împotriva Republicii România pentru prima dată. Cu Republica Moldova m-am mai judecat în anii trecuți, prima plângere cred că am făcut-o pe 2006-2007 și abia în 2009 au venit 3 condamnări la CEDO împotriva Republicii Moldova, în aprilie sau la sfârșit de martie și aprilie 2009. Ultima cauză în care sunt și eu implicat e din septembrie sau octombrie 2010, Hyde Park contra Moldovei, numărul 5 și 6, dacă nu greșesc. Au mai fost câteva dosare în care era implicat fratele meu Ghenadie Brega și se numesc fie Brega contra Moldova, fie Brega și alții contra Republicii Moldova, iar acei alții erau și colegii mei din Hyde Park, dar eu n-am mai participat atunci pentru că am avut un conflict cu avocatul care se ocupa atunci de cele dosare. A mai fost un caz din aprilie 2009 când am fost agresat acasă și în stradă, dar pe cel l-au gestionat cei care se ocupau de dosarul nostru, juriștii, l-au gestionat de cam de mântuială și n-a mai avut efecte. A fost până la urmă clasat, se pare, din cauza că n-ar fi consumant remediile interne, instanțele interne. Se pare că 95% sau mai mult de 95% dintre plângerile adresate Curții Europene a Drepturilor Omului sunt respinse din start pentru că nu se respectă procedurile, pentru că nu vizează drepturile fundamentale ale omului, pentru că, ziceam, nu s-au consumat remediile interne sau pentru că nu a fost formulat conform legii. Există un formular chiar în limba română pe site-ul oficial al Curții Europene a Drepturilor Omului, deci aveți grijă. Eu l-am descărcat, e un PDF activ pe care îl modific pe computer, după aceea trebuie printat, eventual mai bifat câte ceva acolo și semnat cu mâna ta, după care îl trimiți prin poștă. Eu vă zic să trimiteți cu scrisoare recomandată, pentru că nu se știe Poșta Moldovei sau Poșta României, Poșta Română, ce fac cu ele, poate să le declare pierdute. Sper să nu fie cazul meu. Iată, ziceam, pe 10 decembrie îi fac României un cadou util, eu zic că e util, pentru binele drepturilor omului, ca România, polițiștii, jandarmii, procurorii și magistrații judecători de România să înțeleagă ce înseamnă libertate de exprimare, dreptul la libertate și dreptul la întrunire, la meeting, la protest. Dacă n-ați vrut să citiți legile, să înțelegeți spiritul legii, spiritul Convenției Europene, iată, s-ar putea să înțelegeți după o eventuală condamnare a României la CEDO, în baza, sper eu, a acestei plângeri a mea. S-ar putea să mai am astfel de plângeri, pentru că mai am incidente în care tot polițiști, jandarmi, mi-au încălcat drepturile. Am denunțat organelor de drept sau am făcut contestație în instanță de judecată și am fost trimis la plimbare, ceea ce trădează o deficiență în interpretarea legilor și a drepturilor omului. Foarte degrabă se va pronunța tribunalul Ilfov pe cazul de la voluntari, unde tot am fost amendat cu 600 sau 800 de lei, nu știu cât, pentru că mă plimbam printre case și cineva s-a plâns că aș fi filmat agresiv, că eram suspect. Și tot foarte curând se va pronunța judecătoria sectorului 6 în privința amenzii de 1100 de lei aplicate de poliția rutieră, pentru că îi filmam cum operează cu radarul pe lângă Cotroceni, pe lângă Grădina Botanică. Aceea încă e abia în prima fază, dar am scris și plângere penală și toți polițiștii, procurorii și judecătorul de la sectorul 6 au zis că nu e nimic ilegal în acea fată, dar am fost reținut abuziv, documentat abuziv, percheziționat abuziv și după aceea mi-am dat fără temei cu sumă, ziceam, enormă pentru bugetul meu de 1100 de lei pe lună. Cam astea au fost. Să văd dacă mai sunt întrebări sau comentarii. Tot Cristian Marin de la Ploiești zice că
își umflă mușchii doar la oamenii de bună credință, dar la vișnițarii de pe stradă sau la cei tatuați cu sebe, fug cu coada între picioare, dar legea trebuie să fie una pentru toți. De acord, dar spuneam totuși că polițiștii au în primul rând, polițiștii și jandarmii conform Constituției și conform legii despre funcționarea poliției, au în primul rând obligația să apere drepturile omului. Nu liniștea publică sau ce mai zic ei acolo. Ei trebuie să apere dreptul fundamental al omului, dar ei nu le cunosc aceste drepturi fundamentale și de asta nu le apără. Sau interpretează eronat, greșit legile. Tot Cristian Marin nu poate uita cum a fost bătuți oamenii nevinovați pe 10 august. Unii erau nevinovați, alții erau vinovați, dar nu cu bătaie trebuie să tratezi pe cel care aruncă cu pietre sau atacă jandarmi. Au fost unii provocatori acolo, se poate că erau chiar de ai lor provocatori, dar jandarmi trebuia să-i prindă pe cei care aruncau cu sticle de apă sau cu garduri sau cu pietre în jandarmi, pe aceia să-i prindă și să asigure bună desfășurare a mitingului Întrunirii pentru ceilalți mii, zeci de mii de oameni care veniseră în Piața Victoriei. Nu să dea cu gaze la lacrimogene împotriva oamenilor pașnici, nu să-i împingă pe toți din Piața Victoriei, pentru că câțiva au provocat și au încălcat normele, legile. Amintesc că astea sunt imagini de anul trecut, se pare că tot de drepturile omului. Văd că apare data de 22 octombrie sau 28 octombrie, dar eu mi-amintesc că am protestat pe 10 decembrie. Oricum, mi-amintesc că am făcut un astfel de protest și pe 10 decembrie, nu știu dacă neapărat e asta de la Bragadiro. Când și cum pot încerc să marchez această dată, pentru mine drepturile omului e un loc de religie. Pentru mine drepturile omului sunt foarte importante. Mă gândeam să vă citesc la urmă într-un astfel de video și numele celor care mă ajut să fac astfel de activism. M-am angajat pe site-ul patreon.com/brega. M-am angajat ca, mai ales pe cei care mă sponsorizează, mă susțin cu sume mai mari, să le pomenesc numele în clipuri, în video. Și iată, azi mă țin de cuvânt și îl pomenesc pe Ion din Marea Britanie, un basarabian, care până în aprilie anul trecut m-a sponsorizat cu suma cea mai mare dintre toți sponsorii, dintre toți patronii și îi mulțumesc foarte mult. Victor, până în mai anul trecut, a contribuit și el cu o sumă mare, mulțumesc. Constantin Veșca și azi contribuie cu bani și îi mulțumesc. Bogdan, am zis să nu le citesc numele întreg pentru că nu am acordul lor să le fac public numele întreg sau poate... Da, dacă sunt mai mari, poate că omul a citit că pentru sume mari, mai mari de 20 de euro, se citește numele integral. Deci Bogdan Moroșanu, mulțumesc și lui pentru sumă mare. El și acum e patron și îi mulțumesc. Teodor și acum e patron. Denis Cuvali au renunțat să mă mai sponsorizeze de câteva luni. Mihai nu mai contribuie, dar oricum îi mulțumesc. Constantino are nume italian. Nu mai contribuie, oricum îi mulțumesc. Valeriu și acum contribuie, îi mulțumesc. Nicolae, Daniel, o familie, AS Family, contribuie și ei, chiar și luna asta. Viorel cu Dumitru contribuie și acum, mulțumesc. Alexandru cu Anatol contribuie și acum, mulțumesc. Vyacheslav contribuie și acum, mulțumesc. Dintre cei care nu mai contribuie, Dumitru, Victor, Dragoș, Vadim și Andrei, o vedetă, a contribuit câtva timp. Îi mulțumesc că se împarte cu pomenele pe care și el le câștigă tot așa. Se pare că are un canal de YouTube popular și are foarte mulți patroni pe internet. Iată, omul s-a împărțit cu dar din dar, a făcut bucuros și un activist de drepturile omului. Cristian contribuie și acum, mulțumesc, Bogdan și cu Mihai Bogdan tot le mulțumesc chiar dacă nu mai contribuie, Ionuț Emil și cu Mirel mulțumesc, Dumitru Remus
sunt dintre cei care au contribuit sau au promis că contribuie. Nu, ăștia sunt deja mai departe, ăștia sunt dintre cei care s-au abonat, au promis că contribuie, după aceea s-au răzgândit. Sunt unii care chiar au promis cu sume de 20 de euro pe lună, dar după aceea, când a venit data de facturare, începutul lunii, au refuzat. Sunt cel puțin două persoane cu 20 de euro pe lună și au renunțat, o persoană cu 10 euro și a renunțat. Sunt vreo câteva persoane cu sume din cele mai mici și care tot au renunțat să le transmită. Probabil a fost o testare, n-am înțeles ce și cum se întâmplă. Dacă mai vrea cineva să mă susține pentru activismul meu, găsiți pe videourile mele de pe YouTube, jos în descriere, link-uri pentru aceste forme de a sponsoriza, de a susține un activist civic. Patreon, PayPal sau măcar like, share, comment. Puteți să mă criticați chiar mai bine când mă criticați decât când mă lăudați, pentru că asta mă ajută să fac video, activism mai bun, mai eficient. Curând o să merg la Chișinău, pentru că și acolo am niște procese de judecată, credeam că am scăpat de toate, dar iată, e unul din 2011, dosarul Babenco, care încă nu s-a terminat și mă poartă ăștia pe drumuri, deci s-ar putea să mai relatez și de la Chișinău. Iar recent ați văzut, chiar m-au amendat din nou polițiștii, probabil s-a făcut dor de mine și de aceea o să mai relatez zilele astea de la Chișinău. Banii voștri sau banii pe care îi câștig din reclamă de pe YouTube mă ajută să și călătoresc din când în când de la București la Chișinău. Cam asta e situația. Atât a fost. Mă sună Larisa, dar nu sunt sigur că vrea să intre cu mine în direct. Dacă a vrut cineva să intre... da, vrea Alexandru Muntean să intre în discuție. Și pot să încerc să-i bag. Înțeleg, dar că a început să se audă ceea ce spun eu, că până acum nu se auzea și se plângea oamenii că fac degeaba. Mă puteți apela prin Viber, prin Skype sau pe Facebook, scrieți un mesaj și îl trimit eu. Eram cât pe ce să închid, dar aveți noroc că m-ați mai prins. Bună! Da, salut, Alexandru! Mă aud bine? Da, sper că te auzi bine, să încerc să te bag chiar în video. Na, nu ești chiar cu video, măcar așa, să se vadă numele. Povestește! Deci, vă spun salutare tuturor. Mă bucur că am putut din nou să prind ocazia să particip în direct. Nu pot spune multe, dar din câte știu eu, sau mai bine spus, direct, la noi, Republica Moldova, desigur că nu se respectă drepturile omului. În România mai pot spune că uneori, dar tot ce am observat eu este că la noi începe să funcționeze justiția doar când statul este dat în judecată la CEDO. Și asta am observat în special când asociația Hyde Park a dat în 2008, ori în 2006, a dat Republica Moldova judecată la CEDO din cauza că nu se respecta legea privind libertatea de exprimare. Iar apoi știu că după astfel de acțiuni a început să funcționeze deja legea asta. Majoritatea lumii protestează pașnic. În România eu observ că majoritatea este hărțuită când vrea să se exprime, și în special mai mult cu amenzi. Iată, exemplu ești tu, care deja are o grămadă ședință de judecată și mai multe procese cu respingeri. Și poți observa că da, singura soluție de a obține dreptate e doar prin Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Altminte nu pot explica deloc cum ar putea altfel să funcționeze justiția și nu știu ce alte căi ar fi. Ok, Sandu, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Alexandru a vrut să zic că probabil că legea despre meeting-uri, despre întruniri nu prea se respectă și de asta Moldova a fost condamnată de câteva ori la CEDO. Pentru că legea despre libertatea de exprimare e mai recentă, de prin 2011 se pare,
Și noi nu pe asta o invocam când ne adresam la CEDO până acum. Yes. Da, Larisa, salut. Oh. Da, salut. Bună, cred că am intrat, am reușit. Da. Da, da, dar numai te auzi, nu pot să te dau cu video. Dacă vrei cu video, trebuie să intri doar pe Viber sau pe Skype. Nu, fără video. Ok. Ești în direct. Da, bună. Salut. Bună seara tuturor. Eu m-am convins pe pielea proprie, dar eu am pe pielea proprie. N-a ascultat acolo, pentru că acolo vine cu întârziere. Ascultă-mă aici, pe Messenger. Pe Messenger sunt. Eu m-am învățat, da, am învățat pe pielea proprie. Vorbește, Larisa. Da, 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 acuși, da, da, bine, am înțeles. M-am convins pe pielea proprie cât e de important să-ți cunoști drepturile. Și nu cred că e important totuși pentru toți să-și cunoască drepturile, deoarece dacă nu-ți cunoști drepturile, poți să ajungi doborât la pământ. Regret mult că nu-și cunosc majoritatea oamenilor, nu-și cunosc drepturile, adică nu-și cunosc obligațiunile, nu știu cum le-au fost vărâte în cap, dar de ce nu găsesc explicația, de ce că nu li se predă în școală educația juridică, adică să știe copiii încă din școală, să aibă informațiile cheie despre legislația țării, să-și cunoască cum se procedează în anumite situații, adică, nu știu, nu se... Poate sunt așa manuale de educație juridică, dar eu nu le-am întâlnit. Eu, datorită activismului civic care vă urmăream pe voi, am început de sine stătători să-mi fac o imagine despre educația juridică, despre adică să știu legile statului în care trăiesc, ce măsuri se pot lua în cazul în care mi-au fost încălcate legile, să știi să ai o conduită în care să eviți ca să se încalce drepturile, cum să lupți pentru a-ți apăra drepturile tale. Chiar nu înțeleg de ce nu urmăresc în școală la copii să fie așa ore de educație juridică. Căci când absolvezi deja 9 clase sau liceul 12 clase, ei să fie pregătiți pentru viață. Să aibă o imagine în ansamblu asupra modului de organizare a țării, adică să cunoască Constituția, să cunoască legislația, nu știu, aș vrea un răspuns, mereu caut un răspuns, de ce nu... Îi țin în întunecime pe oameni și ei nu au posibilitatea. Și evident că una din cauze că e mai ușor îi manipulez. Dar până la urmă cred că oamenii pot degrada. E un mod de a degrada când nu-ți cunoști drepturile. Cred că vor să degradeze total oamenii. Un om care își cunoaște drepturile, nu obligatoriu și să-și cunoască și obligațiunile, e un om care gândește lucid și mai greu de manipulat. Mulțumesc! Asta am vrut să zic.
Mulțumim, Larisa. Are dreptate și Sandu când zice că după ce Moldova a fost condamnată la CEDO s-a schimbat atitudinea polițiștilor, cel puțin față de noi, față de membrii Hyde Park sau față de frații Brega. Și e foarte posibil că se va schimba atitudinea și a jandarmilor și a poliției din România după ce măcar o dată sau de două ori se va constata că legea 61 din 91 e veche, împuțită, sau că o interpretează greșit judecătorii, polițiștii, jandarmii. Și atunci se va schimba atitudinea sau e posibil să vină un val de astfel de contestații. Ați văzut articolul cel 25 din legea 61 care spune că larma pe orice cale, pe nu știu ce, se pedepsește. Asta e penibil. Atunci niciun protest nu mai este posibil. Când orice protest, dacă e legal, dacă e pașnic, e legal, spune norma europeană, pe când legea românească despre meeting-uri, legea 60, spune că trebuie să te duci, să notifici, să ai aprobare de la primărie și nu știu ce. Două legi, 60-61, care de mult trebuiesc schimbate pentru că sunt expirate. Și poate că dacă România va fi condamnată de vreo câteva ori la CEDO, s-ar putea să simtă o stringență, ca și ați văzut în cazul condițiilor de detenție inumane. S-au gândit repede să elaboreze legea recursului compensator, că l-au făcut de mântuială, că a ieșit o grămadă de criminal periculos și asta deja e altă problemă. Dar totuși politicienii au simțit nevoie să schimbe legea ca să compenseze cumva condițiile inumane de detenție. S-ar putea să fie asta toată povestea. Nuanțează doar Cristian Marin că el își amintește despre faptele celor jandarmilor care băteau oameni nevinovați pe 10 august și precizează, din moment ce au ridicat mâinile în sus și erau în genunchi, legile militare spun să nu ucizi sau să nu mai lovești, nu? Da, și totuși am văzut o grămadă de video și ne-au povestit o grămadă de oameni care au fost încă bătuți, maltratați, chiar dacă stăteau cu mâinile în sus sau erau absolut inofensivi. Agafie Onuță declară, cunoștințele sunt armele de a lupta. Cu părere de rău, eu zic că nu e cu părere de rău, e cu părere de bine, că altădată cine știa mult îi se lua capul, dar acum când știi, poți să te aperi mai bine și ești mai puternic. Deci eu nu cred că e părere de rău, ci e minunat. Astea sunt instrumentele noastre în acest secol 21 și în această zonă geografică. Să ne pregătim de mai rău, dar deocamdată să ne bucurăm că avem de 71 de ani Declarația Universală a Drepturilor Omului, de vreo 60 de ani Convenția Europeană a Drepturilor Omului și iată de prin anii 93-94 e valabilă și în România și în Republica Moldova. Să le invocăm, să apelăm la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de câte ori avem ocazie și nu ca să ne îmbogățim, pentru că e tare posibil, eu nu o să cer niciun ban, dar e posibil Curtea să stabilească un cuantum de despăgubiri pe care să-l plătească statul ca să simtă că a încălcat drepturile omului, dar câștigul cel mai mare din acest fapt e că se va schimba comportamentul instanțelor de drept, a poliției, procuraturii și a jandarmilor. Și judecătorii vor ține cont de un precedent CEDO. E adevărat că eu în plângerile mele invocam de fiecare dată și precedentele CEDO, Hyde Park sau Brega împotriva Republicii Moldova. Că tot despre meeting-uri erau, tot despre libertate de exprimare, acces și tot așa. Dar iată, judecătorii noștri au considerat că nu e important, că e dincolo de Prut, că e alt caz, că era regim comunist atunci. E bine, regimul ăsta nu e comunist, dar comportamentul zbirilor cu baston, cu pistol și cu cătușe e cam ca în statele totalitare. De asta merită să ne împotrivim, de asta merită să luăm atitudine. Dacă nu mai sunt comentarii și doritori de a participa cu mine în discuție, o să opresc aici, să verific cum și de ce spuneau unii că nu se aude, nu se vede bine. Dacă ceva chiar nu se aude bine, o să extrag fragmentele cele, o să le elimin. Și bucata bună o să o bag și pe YouTube.
ținem legătura, ne vedem când ne auzim. Dacă nu am ăsta, la anul.